30 de firme s-au înscris pentru a elabora proiectul de transformare a Piaței Victoriei din Timișoara, care a rămas nemodernizată de peste 30 de ani. Piața ar trebui să semene cu cele europene din orașele istorice. Se va pune mare accent pe arhitectură, dar și pe spațiile verzi. Câștigătorul va elabora proiectul tehnic pe baza căruia se vor face următorii pași. Investiția este estimată la 30 de milioane de euro. În ultimii 30 de ani, Piața Victoriei, una dintre cele trei piețe centrale ale Timișoarei, alături de Libertății și Unirii, a cunoscut doar mici intervenții și reparații. Acum, administrația de pe Bega dorește să o transforme după model european, să pună în valoare patrimoniul și să creeze spații verzi generoase. Pentru a găsi cea mai bună soluție a fost lansat un concurs internațional la care s-au înscris numai puțin de 30 de echipe de arhitecți. Până când să fie desemnat câștigătorul, i-am întrebat pe trecători cum li se pare că arată acum zona centrală și cum le-ar plăcea să fie transformată. Cum arăt eu la 77 de ani? Îmbătrânită. Ce să facem? Ne-am obișnuit cu vechiul. Mi-ar place cum... Eu, când eram copil, stăteam aici pe Alba Iulia și era Piața Libertății, era cu fântână arteziană micuță, cu pom, cu... Prea mult punem bază pe betoane, pe piatră. Sincer, mie nu-mi place. Nu mai este verde, totul e fad și nu mai ai un loc unde să stai și să te simți bine. Mai multe spații verzi și mai bine gândite. Eu sunt turist în această perioadă. La prima vedere? Da, mie mi se pare că e loc de mai bine, dar arată mai bine decât alte orașe din România. Proiectul de amenajare vizează Piața Victoriei, Piața Hunia, de parcare adiacentă, perechea de străzi Alba Iulia Mărășești, până la limita de tramvai, străzile conexe Piaței Victoriei, precum și conexiunile cu parcurile Civic, Justiției, Catedralei și Central. Important este ca Piața Victoriei să fie un loc în care, pe de o parte, punem în valoare istoria sa și are o istorie importantă, nu în ultimul rând ca locul unde s-a culminat Revoluția, dar în același timp să fie și un loc în care se reflectă contemporanitatea Timișoarei, adică faptul că suntem un oraș modern, european, deschis. Câștigătorul concursului internațional pentru transformarea Piaței Victoria va fi anunțat în data de 16 octombrie. Apoi mai sunt pași importanți de făcut până la transformarea zonei centrale. Propunerea câștigătoare va elabora proiectul tehnic în sine și bineînțeles că în procesul de elaborare a proiectului tehnic vor mai fi și consultări cu timișorenii, cu noi ca beneficiar, ca primărie, deci nu va pica din cer și cu siguranță nu vom intra mâine în șantier, ci pe baza soluției câștigătoare se va dezvolta acest proiect tehnic, se vor lua toate avizele, deci cu siguranță o să fie un proces care va mai dura cel puțin încă un an. Primăria Timișoara estimează că lucrările pentru transformarea Piaței Victoria și a străzilor adiacente vor costa peste 30 de milioane de euro.